Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Cornel Ciurea și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Tema. Astăzi am devenit volens nolens cu toții, mai mult sau mai puțin experți în energetică, cum se spune la noi, gazovici. Totuși, fără economiști, fără cei care cunosc bine subturile acestei teme, nu vom putea să ne orientăm în hățișul de kilowați, metri cubi, tarife. Din această cauză am decis astăzi să dedicăm întreaga emisiune acestor teme spinoase economice și l-am invitat în studio pe Viorel Gârbu, cunoscut economist, pe care îl salut cu căldură în studioul nostru. Bună seara! Bună seara! Domnule Gârbu, sigur vom discuta și teme mai concrete, dar la început aș vrea să vă întreb despre dispoziția unui economist în această perioadă de toamnă târzie. Sunteți mai curând optimist sau pesimist? Ce spun trendurile, cum se zice la voi? În ce direcție ne mișcăm? Și e clar că toată lumea ne avertizează că va fi o iarnă rece, inclusiv în case. Să sperăm totuși că acest frig nu va fi așa dezastruos, dar totuși este loc pentru optimism sau nu? Așteptați, pentru optimism loc nu prea este, fiindcă totuși evoluțiile din economia Republicii Moldova nu sunt bune. Sunt suficiente aspecte care pot fi criticate la acest capitol. Evoluția în regiune la fel nu este una foarte bună. Evoluția în Europa e sub semnul negativ. Deci sunt foarte multe aspecte care totuși creează așteptări cumva destul de pesimiste sau destul de rezervate privind evoluțiile care au loc, urmează să aibă loc în perioada următoare în Republica Moldova. Toată lumea, de altfel, intră într-o perioadă în care sunt foarte multe aspecte neclare. Noi n-am avut experiențe similare în perioada anterioară. Sunt foarte multe necunoscute. Din acest motiv e foarte greu să înțelegi ce se poate întâmpla și cât de mult lucrurile pot degrada în Republica Moldova. Dar aproape cert putem să zicem că situația va fi una foarte dificilă și o să avem să înfruntăm o perioadă cu multe turbulențe. Sperăm aceste turbulențe să nu ducă la prăbușirea avionului, deci avionul în sensul societății sau economiei sau, dacă vreți, chiar prăbușire în plan politic, deci anumite dezechilibre masive în plan politic din Republica Moldova, dar totuși indicii precum că acest lucru se poate întâmpla sunt foarte multe. Noastră m-ați întrebat despre aspecte pozitive. Unicul aspect pozitiv la care pot eu să fac referință ține de faptul că Moldova are o deschidere pe plan internațional, deci Moldova este bine văzut pe plan internațional și Moldova poate spera în acest context la anumită susținere externă, fiindcă noi nu putem să sperăm la resursele interne. Noi nu putem să sperăm la anumită capacitatea noastră internă să descurcăm. Noi putem, unica noastră miză este că din exterior cineva va interveni și ne va ajuta, ne va spune ce să facem și ne oferi și resurse financiare. Vom reveni la această dependență noastră de Occident. Și vom încerca în această emisiune să lăsăm deoparte aceste dezechilibre politice, vom vorbi strictamente despre economie. Înțeleg că pacientul este mai curând mort decât viu, dar are șanse să se, în cele din urmă, primăvara să-și vină în fire, să-și revină. Dar dacă vorbim în termeni mai concreți, cetățenii noștri care protestează, o parte din ei protestează, alții stau acasă, sunt la serviciu, în ce măsură au fost loviți de spectrul sărăciei, rata sărăciei, în ce măsură crește în țara noastră? Pentru că noi putem vedea că posibil se exagerează, posibil totuși sărăcia nu este într-atât de mare încât să-i oblige pe oameni să iasă în stradă, cel puțin asta vrea să spună guvernarea, de exemplu, și acest argument trebuie luat în calcul. Deci foarte greu să opresc cu acest gen de cifre atunci când vorbim despre anumite evenimente care se produc chiar acum. Noi trebuie să înțelegem faptul că statistica întârzie. Deci comentariul meu în acest subiect este unul destul de speculativ. Noi avem o statistică foarte rapidă în care se actualizează lunar, dacă vreți, doar în partea cetățenii de aspectele monetare. Alta statistică economică, socială, e întârzie cu 3-4 luni și mai mult. Din acest motiv, noi putem să judecăm privind evoluțiile care au în Republica Moldova în baza unor indicatori proxy. Deci un indicator care descriu evoluțiile indirect și dacă aceste descrieri, aceste evoluții nu sunt tocmai pozitive, nu putem să presupunem că acest lucru o să aibă impact destul de mare asupra bunăstării populației și implicit asupra ratei sărăciei din Republica Moldova. Și aceste descrieri, așa cum am zis, nu sunt tocmai bune. Salariile nu cresc, rata inflației este una foarte mare, Moldova este foarte dependentă de importurile care vin din exterior, ceea ce au făcut autoritățile și ceea ce au întreprins în continuare nu este de măsură să ajute să ne descurcăm pe cont propriu. Deci autoritățile cumva au ignorat dimensiunea economică, dar ca un factor pozitiv putem să menționăm
că autoritățile au acordat atenție destul de mare aspectelor sociale. Bugetul public național, practic, la capitolul cheltuieli, vedem un aport foarte mare cheltuielilor sociale. Deci autoritățile sunt destul de atente și acordă mijloace financiare pe această dimensiune. Dar noi suntem o țară săracă și impactul factorilor negativi care se exerce deja o perioadă mai lungă de timp este unul foarte mare. Dacă să simplificăm cumva răspunsul la această întrebare, eu totuși aș îndrăzni să presupun că rata sărăciei Moldova nu a crescut foarte mult. Deci este un anumit context negativ. Că oamenii au rezerve. Au rezerve, deci oamenii încă n-au resimțit foarte mult totuși impactul negativ, sau bine, au resimțit destul de mult. Dar dacă să comparăm cu cine așteaptă în perioada următoare, cei ce s-a întâmplat până acum în perioada de vară, pe durata lunilor calde ale anului, nu a fost atât de strașnă, pentru cum am putea să presupunem că se va întâmpla pe viitor. Deci acele proteste, acele persoane pe care noi le vedem ieșite în stradă, totuși mai degrabă, din punctul meu de vedere, sunt motivate și sunt o acțiune mai mult politică. Dar această acțiune politică devine din ce în ce mai stringentă și din ce în ce mai mult implicarea factorului politic se poate răsfrânge asupra modul în care gândește cetățeanul și în același timp, odată cu avansarea în perioada rece a anului, motive de supărare vor fi din ce în ce mai mult și cetățenii deja sincer vor încerca să vină să facă ceva. Dar aici este un alt aspect. Întrebarea mea este cine s-ar descurca mai bine. Da? Deci noi într-adevăr putem să criticăm foarte mult actuala guvernare și actuala forță politică pe care o are Republica Moldova și factorii de critică de fapt sunt foarte multe și eu cu ocaziile care am avut în perioada pe durata acestui an am menționat acest lucru. PAS a pierdut foarte mult timp. PAS este un gigant cu mâinile scurte. PAS are capacități, ar fi avut capacități să facă foarte mult și PAS efectiv a irosit foarte mult timp. Dar dacă noi intrăm în dezechilibre politice, poate nu discutăm într-adevăr aspecte politice în această emisiune, dar faptul că avem o guvernare foarte confortabilă, care are confort și în Parlament și în Guvern și președinții, deci există o anumită armonizare pe aceste trei paliere ale actului de guvernare și în plus există o deschidere față de parteneri externi, ce altceva poate fi mai bun. Deci, efectiv, capacitatea acestui partid politic să producă schimbări pozitive este una foarte mare. Regretabil, nu, această capacitate nu a fost valorificată, că partidul respectiv a permis să facă multe gafe în perioada anterioară, dar totuși trebuie să înțelegem că și contextul este extrem de negativ. Da. Haideți un pic să vorbim despre, adică chiar mai mult despre problema energetică. Iată, dumneavoastră ați spus problema cine suferă mai mult în țara noastră. La alte emisiuni s-a făcut chiar o împărțire a cetățenilor în mai multe categorii în funcție de combustibilul pe care îl folosesc sau resursele energetice. Unii de la oraș folosesc gaz, alții la țară, de altfel ei mai mult protestează, folosesc lemnele. Sunt și alte categorii. Iată, cine din cetățenii noștri vor fi loviți mai puternic de această criză energetică? Că de obicei, criza energetică sau orice criză lovește în pătrurile social vulnerabile, iar pătrurile social vulnerabile în Republica Moldova sunt amplasate în mediul rural. Și aici ei folosesc mai mult lemne. Dar noi nu suntem un stat care să fie caracterizat prin un grad foarte mare de înverzire. Da? Deci nu avem foarte multe păduri. Aceste lemne, tot e foarte mult probleme. Nu m-am ciocnit în mod direct cu această problemă, dar din discuțiile pe care le am cu persoanele care încearcă să facă rost de aceste lemne și din toate discuțiile pe care le vedem în spațiu virtual, aici nu este chiar atât de simplu. Deci lemnele nu este o soluție chiar atât de simplă pentru cetățenii moldoveni. Dar problema este una complexă, nu doar faptul că există un anumită vulnerabilitate energetică. Vulnerabilitatea energetică există, dar dacă ar fi doar aceasta, vulnerabilități există foarte mult. Aceste vulnerabilități au fost prezente și sunt prezente din plin în mediul rural și acum pe acest fundal atât de negativ, aceste vulnerabilități urmează să se exacerbeze masiv. Adică orășenii sunt încă cumva sunt mai optimiști, sunt mai protejați de aceste riscuri care în primul rând au lovit oamenii de la țară. De altfel, mai mult ei astăzi protestează. Care orășeni? Nu e ce putem să vorbim doar de municipiul Chișinău și eventual municipiul Bălți. Celelalte orașe, orașele mici, de altfel, sunt într-o situație și mai proastă decât persoane care trăiesc în sate. În orașele mici, care nici măcar nu sunt centre raionale, situația este deplorabilă. Acolo nici locuri de muncă nu sunt. Stai acum închis în bloc, deci nu ai foarte mare flexibilitate să faci ceva. Densitatea populației este una destul de mare, în același timp și sărăcie foarte mare. Eu aș atrage atenția anume față de această categorie. Dar orășenii sunt protejați nu pentru faptul că nu depind de, adică o anumită
altă sursă de încălzire bazată pe gaze naturale. Noi nu știm ce o să fie cu aceste gaze naturale și nu știm, dar putem să presupunem că nu cunoaștem faptul că noi suntem foarte vulnerabili. Și aici putem să venim cu anumite scenarii foarte pesimiste, care probabilitatea cărora de altfel să se realizeze în practică este una foarte mare. Și atunci vine deja problema orașelor mari, Chișinău. Chișinău și Bălțul este protejat prin faptul că Chișinău de altfel este capitală și autoritățile în primul rând sunt interesate să mențină stabilitatea numai în capitale. Această logică autorităților oricărui state. Deci nimeni nu trebuie să admită dezechilibre sociale în municipiul Chișinău, dar acest lucru poate să nu dureze foarte mult timp. Iată, în acest context, menținerea echilibrului, stabilității, ați spus că statul acordă foarte multă atenție problemelor sociale, dar totuși principalul instrument prin care statul ne poate ajuta este, în special pe cei nevoiași, este, noi zicem, site-ul compensatie.md sau aceste subvenții pentru căldură și probabil și pentru energie electrică, care vor fi acordate de către stat. Cunoaștem sumele, statul consideră că va fi nevoie de 5-6 miliarde de lei, acești bani vin, nu vin, încă nu știm, o parte sunt deja. Cum vedeți, iată, calculele făcute acum, știți că socoteala de acasă nu trebuie să se potrivești cu cea din tâi, dar calculele care au fost făcute sunt suficiente? Asta e o întrebare. Și doi, în general, cum funcționează, cum vi se pare că funcționează acest mecanism compensație.md? Eu n-am încercat să intru pe acest site, nu știu, poate ați încercat dumneavoastră să vedeți, să-l testați. Site-ul în sine funcționează bine. Sunt mai multe persoane care au și exprimat nedumerire și cumva rezerve față de acest instrument, față de acest site, dar trebuie să înțelegem că sunt anumite aspecte totuși cumva subiective. Atunci când sunt foarte mulți utilizatori, site-ul a picat și tot așa, dar site-ul în sine funcționează destul de bineșor. O întrebare care trebuie să ne punem noi este nu doar site-ul. Site-ul nu este de dragul site-ului, deci site-ul pe noi nu o să ne ajute. Da, ce informații colectează autoritățile pe acest site și pe cât de bine autoritățile știu să gestioneze această criză? Eu cred că autoritățile cumva sunt mult prea optimiste și cumva nu încearcă să valorifice acele resurse interne pe care noi le avem. Autoritățile nu au capacitatea să îi ajute pe toți. Dumneavoastră a scut referință la cifre, 5-6 miliarde. Bine, dacă îi să facem comparație cu ce a fost până la criză, atunci când gazul natural costa 4 lei și ceva pe metru cub, acum costă 30 de lei, la un miliard de metri cubi consumați de malul drept al Nistrului, deci diferența între 4 și 30, noi ajungem la vreo 25 de miliarde de lei, care sunt necesare să fie alocate doar pentru a acoperi costurile suplimentare, deci doar axate, deci care survin urmare creșterii cotațiilor pentru gazul costurilor de import a gazelor naturale. De la aceasta avem inflație foarte mare, inflație la produse alimentare, da, care este foarte mare și avem și alte surse energetice, avem inflația prețului la combustibil și mai departe, deci presiunea și capacitatea cetățenilor să suporte acest val de evoluții nu tocmai bune, deci această criză, da, criză în plan energetic este foarte mică și regretabil. Noi nu dăm dovadă de faptul că deci nu putem să venim cu concluzii că autoritățile controlează într-un tot evoluțiile din țară. Totuși, autoritățile ne spun altceva. Domnul Spânu a vorbit recent despre faptul că pentru prima dată am adus prin sistem revers gaze naturale în țara noastră. Doamna Maia Sandu a fost la București. Bun, presupunem că nu a primit toate răspunsurile pozitive, dar vedem că autoritățile sunt în căutare, ne asigură că gaz va fi, lumină va fi, problema este prețul care este mare, dar totuși anumite acțiuni autoritățile noastre le întreprind. Deci nu sunteți în totalitate convins că ele sunt cele care vor aduce succesul. Eu cred că aceste acțiuni întreprinse de autorități sunt bune. Autoritățile trebuie să caute alternative. În același timp, noi cunoaștem faptul că depindem foarte mult de zona transnistreană, că este nodul de distribuire. Dacă vreți, toate resursele energetice. Vorbim de energie electrică. Dar și de gaze naturale. Da, rețeaua oricum vine pe acolo. Deci e o zonă foarte nevralgică pentru Republica Moldova și în cazul în care lucrurile degenerează foarte mult, ne putem aștepta la o deconectare totală a Republicii Moldova la sursele energetice care vin din est. Deci considerați că Transnistria e o problemă, nu atât problemă, cât e un punct nevralgic pe care noi trebuie să-l gestionăm. Iată această dispută pe care o purtăm cu Tiraspolul. Noi
le dăm gaze, dar nu în volumele pe care ei le doresc să le obțină sau pe care le-au obținut în luna octombrie. În același timp, noi le propunem să ia mai mult, dar în același timp să mărească volumul de energie electrică pe care ne-l livrează nou de la centrala termoelectrică, de la Cuciurgan. Deci acum e undeva 20% ei produc, noi cerem, dându-le gaz mai mult, 40% să ne livreze. Tiraspolul, într-un mod cumva misterios, refuză un asemenea târg. Deci cumva refuză să obțină mai mult gaz de la noi și în același timp scriu scrisori la Moscova cerând gaz direct sau ajutor direct din partea, o implicare directă a Moscovei în această dispută. Durea să înțelegeți ce se întâmplă în acest dialog dintre Chișinău și Tiraspol. Eu i-am văzut pe oficialii noștri destul de dornici, constructivi să rezolve problema. Dar de ce nu se rezolvă? Problema este în faptul că volumele de gaze naturale livrate Republicii Moldova au fost reduse foarte mult de Gazprom. Moldova nu are flexibilitate foarte mare să ofere Transnistria cât doresc ei. Și aici merge un târg în partea ce ține cine într-un final va beneficia urmare consumul acestor gaze naturale. În cazul în care Transnistria merge pe acele propuneri care vin din partea Chișinăului, atunci Transnistria trebuie să se refuze de la mari agenți economici care consumă gaze naturale. Chiar și în cazul în care obțin mai mult gaz, da? Gazul respectiv, Moldova îl pretinde să-l primească înapoi sub formă de curent electric. Deci gazul respectiv ar trebui să meargă aproape exclusiv către Cuciurgan și aproape exclusiv să fie livrat înapoi sub formă de curent electric pentru malul drept al Nistrului. Ceea ce, până la urmă, nu convine autorităților transnistrene. Deci e un joc, e un târg pentru o resursă care este deficitară, deci care nu ajunge. În fiecare parte încearcă să obțină beneficiile maxime. E foarte periculos faptul că Transnistria încearcă cumva să dezechilibreze situația pe această, folosindu-se de aceste argumente, situația din Republica Moldova. Știm că avem Federația Rusă care are un comportament total nefiresc, bine, economic irațional. În totalitate irațional și efectiv foarte agresiv și atunci noi ar trebui să nu scoatem această ceartă din casă și să încercăm cumva pe interior să soluționăm această problemă, dar în același timp înțelegem că Transnistria este cumva manipulată și că autoritățile de acolo nu au capacitatea să ia decizii pe cont propriu. Toată lumea stă în expectativă și atât timp cât situația din Ucraina nu se va soluționa, atât timp cât Federația Rusă nu va da semne de slăbiciune, toată lumea va fi un pic precaută și în special autoritățile din Transnistria și vor evita orice mișcare care ar putea să fie cumva în favoarea Republicii Moldova, deci cumva să fie interpretat ca fiind împotriva Federației Ruse. Da, cumva am folosit cuvinte critice față de Federația Rusă sau poate mai exact Gazprom, în cazul dat care, da, bun, știm că între politică și economie este o legătură directă, ceea ce privește livrarea gazelor naturale, dar totuși, în ce măsură Gazpromului pot fi reproșate aceste micșorări ale livrării, pentru că știm, pe de o parte, da, Chișinăul are dreptate atunci când critică Gazpromul, potrivit contractului este un volum, noi obținem cu mai puțin, pe de altă parte, nici noi n-am fost, domnul Gârbu, perfecți în relația cu Gazpromul, am mai încălcat pe aici colea cu auditul, cu plata, am întârziat, deci avem noi în totalitate dreptate în această dispută cu Gazpromul și oare nu a meritat o anumită sancțiune? În primul rând e vorba de această micșorare a livrărilor de gaz. A meritat sau nu a meritat e o altă întrebare. Aici, ca să înțelegem dacă acest comportament este corect din partea Gazpromului, trebuie să plasăm această discuție, această neînțelegere între Moldova și Federația Rusă în plan politic. Fiindcă Gazprom este unealta Kremlinului, toată lumea știe, deja este o banalitate atunci când zice acest lucru. Deși ei nu spun asta, domnul Putin a vrut să ne demonstreze că de fapt Gazprom a acționat de o anumită manieră, dar el i-a rugat și în cele din urmă i-a convins să ne dea un alt contract. În același timp, nu de mult, domnul Putin dătea de numeri zicând că nu înțeleg din care motiv apare criza energetică în Republica Moldova. E cumva cert faptul că criza este legată de limitarea livrărilor venite din Gazprom. Deci cumva criza totuși este provocată de autoritățile Federației Rusiei. Da, indiscutabil. Dar, deci, noi putem să testăm faptul că autoritățile noastre au un dialog foarte dur și agresiv față de Federația Rusă. Este corect
acest comportament autorităților naționale, când referință la cele atrocități care sunt admise de autoritățile Federației Ruse și care într-un final se întâmplă în statul vecin în Ucraina, urmare acestui război declanșat de Federația Rusă. În același timp, nu înțeleg de ce noi trebuie să fim cei care să fugim și să punem, deci cumva să punem lemne pe foc, fiindcă focul și așa arde, deci noi aruncăm efectiv benzină în focul care arde în regiune și noi suntem cam următorii care am putea să suportăm consecințe deja mult mai grave, nu vorbim de o anumită criză în plan energetic, dar deja o criză umanitară de plină sau efectiv ceva și mult mai grav decât ceea ce ne se întâmplă nou acum. Deci comportamentul autorităților noastre este cumva inexplicabil în această perspectivă, nu suntem noi cei care putem soluționa acest gen de conflicte, deci ar trebui să ne ferim într-o parte și să nu servim ca un instrument în mâinile altcuiva, fie efectiv să ne asumăm anumite acțiuni care noi oricum și așa nu putem să le controlăm. Deci orice discurs negativ sau agresiv la adresa Federației Ruse trebuie totuși să-și asumă actuală elită a noastră politică, fiindcă acest nu este cazul să mergem pe această filieră. Efectiv, nu este treaba noastră. Pe de parte, dar referindu-ne deci la prima parte a întrebării noastre, dacă noi avem dreptate sau cumva dacă putem să câștigăm în justiție, așa cum cunosc eu, acest contract are ca... Deci există norma în acest contract care prevede că disputele între părți vor fi soluționate într-o instanță de judecată din Federația Rusă. Deci noi nu avem capacitatea să plasăm aceste dispute în alt plan. Sau noi trebuie să găsim cumva un context care să ne permită să plasăm aceste dispute cumva într-un alt Stockholm sistem judiciar. Stockholm, dar în afara contractului. Contractul nu permite acest lucru. Deci noi atunci când am agreat contractul, bine, asta a fost de mult în 2005, noi deja l-am agreat în defavoarea Republicii Moldova. Și acest lucru de altfel se vede în acele datorii de 8 miliarde și ceva, de nu știu cât, care sunt de fapt datoriile de Transnistrie și care noi nici până acum nu putem să le soluționăm. Deci noi în principiu, în limita acestui contract, nu putem să sperăm la nu știu ce justiție. Deci noi oricum, chiar dacă avem dreptate, formal, juridic, acest lucru cred că va fi imposibil să demonstrăm. Am înțeles. Revenind la subiectul Transnistriei, ați spus de altfel că, și asta am redescoperit acum, noi credeam că putem să punem Transnistriei orice tip de condiții, putem chiar să blocăm Transnistria din punct de vedere energetic, pentru că gazul este al nostru, cu un contract, din câte înțeleg, nu figurează Transnistria, dar ce Moldova Gaz, care primește gazul de la Gazprom. Dar astăzi constatăm că, într-adevăr, cam rețelele de tensiune de energetice, cam toate depind de energia electrică care vine, inclusiv cea de România. Deci, cumva... Noi suntem dependenți de Transnistria economic, înțeleg, domnul Gârcu. Este adevărat acest lucru? Dependenți ca infrastructură. Economic nu, dar ca infrastructură noi suntem dependenți. Noi am oștenit acea infrastructură în care încă a fost dezvoltată în perioada Uniunii Sovietice și noi suntem cumva energetic, ca infrastructură, conectați la toată zona, nu doar Transnistria, dar și zona Odesei, deci părțile respective a Ucrainei, a statului vecin. Deci noi, ca infrastructură, avem limitări foarte mari. Și atunci, un joc dur al Chișinăului de blocare a Transnistriei, pentru că despre asta s-a vorbit, înțeleg că la guvernare sunt susținători a unei asemenea idei, blocăm Transnistria, asta înseamnă că nu le mai dăm gaz, care este al nostru. Cam spre ce poate să ducă o asemenea politică? În regiune deja se joacă foarte dur. Deci eu aș exclude și orice posibilitate a Chișinăului, orice dorință, orice gând a Chișinăului, cumva să încerce să exploateze această filieră, fiindcă eu nu văd niciun potențial să fim câștigători de cauză și în această situație și văd riscuri masive să acest joc dur să degenereze într-un conflict militar, chiar și cu Transnistria. Da, deci noi nu suntem în stare să jucăm dur. Noi putem doar să neglijăm această regiune, dar noi nu putem de altfel nici măcar acest lucru să-l facem, fiindcă suntem interconectați cu ei. Deci totul, infrastructura pornește de la ei și se extinde pe malul drept al Nistrului. Noi n-am dezvoltat foarte mult infrastructură, avem gazoductul Iași-Ungheni și tot așa, dar noi nu avem capacități, noi n-am făcut acest lucru în perioada anterioară și această infrastructură nu se dezvoltă peste noapte. Nu este pregătită nici România să ne conecteze în totalitate și tot așa. Deci eu nu cred că pentru factorul politic există foarte multă flexibilitate să exploateze această dimensiune și în același timp în cazul în care acest conflict, această idee cumva este exploatată de anumiți politicieni cu gânduri populiste, deci cu intenții populiste, acest lucru poate costa foarte scump Republica Moldova.
Da, deci asta înseamnă că... Da, da, de asta Transnistria, de fapt, apelează la Moscova. Ei consideră că sunt cumva călare pe cal alb. Pot câștiga în această situație, da? E interpretabil ce face Transnistria. Transnistria, în același timp, poate servi ca un... o sursă de declanșare unui conflict militar sau pentru o anumită intervenție militară a Federației Ruse în Republica Moldova. Bine, acum, momentan, nu se pune această întrebare, fiindcă forțele Federației Ruse sunt cât departe de frontierele Republicii Moldova, dar noi nu știm cum pot evolua lucrurile în acest sens. Și atunci, Transnistria poate servi ca un declanșator și noi avem, de altfel, și anumite forțe politice care chiar și în Chișinău încearcă cumva să exploateze acest lucru și cumva să plaseze disputa în plan politic, exploatând această dimensiune. Da. Am vrut să vă întreb și un alt subiect. Recent am văzut o discuție între un portal de știri în care scrie inclusiv pe teme economice și fostul președinte al Partidului Socialiștilor, Igor Dodon. Era cumva o ceartă, o discuție în contradictoriu, unde este cel mai scump, unde energia electrică costă mai scump. Noi am văzut creșterea de tarife. Domnul Dodon a susținut ideea că la noi sunt cele mai mari creșteri în Republica Moldova, în toată Europa, și acum suntem pe locul 2 cu cea mai scumpă energie electrică după Grecia. Bun, portalul de știri care au studiat problema au spus că, bun, creșterile sunt substanțiale în Moldova, dar sunt foarte multe țări în Uniunea Europeană cu energie electrică mai scumpă. Ați putea să ne faceți așa o descriere a situației, prețul, pentru că au crescut acum tarifele și ar fi interesant să vedem unde se află Republica Moldova în raport cu țările europene, în raport cu Ucraina. Situația respectivă se schimbă destul de rapid și deci toate statele se află în aceeași situație în care, până la urmă, vrând nevrând, dar sunt pus în situația să majoreze tarifele. Răspunsul la întrebarea noastră se conține în acel articol, în care autorii articolului, până la urmă, au arătat faptul că, conform datelor existente la momentul în care a fost deci a apărut acea publicație, Moldova nu era la capul de sus a clasamentului, era la coada clasamentului, deci tarifele pentru energie electrică nu sunt chiar atât de mari precum sunt aceste tarife în alte state. Deci noi găsim un număr suficient de state în care tarifele să fie mai mari. Problema este următoare, totuși, discuția aceasta sens nu are. Deci discuția care a fost inițiată chiar de fost președinte Dodon a fost o discuție falsă și cumva speculativă. Și este cumva straniu să auzi acest gen de nivelul discuții. De trai, da? Diferă nivelul de trai. Nu doar nivelul de trai, dar aici sunt foarte mulți factori și o discuție total neprofesionistă. Până la urmă, prețul, resursele energetice sunt dependente foarte mult de infrastructură. Nu poți, pur și simplu, să cumperi, nu știu, să-ți transmită gazul natural sau curent electric prin poștă. Da? Deci, efectiv, contează foarte mult infrastructura. Și atunci, noi găsim, dacă ne dorim acest lucru, găsim foarte multe exemple în care anumite state dezvoltate, de exemplu, este un... Deci o interconexiune prin care se exportă petrolul dintr-o regiune a Canadei în SUA și datorită aspectelor geografice, specificului de acolo, petrolul anume care se exportă prin acea conductă este foarte ieftin. Este mult mai ieftin decât petrolul pe piețele internaționale. Și tot lumea, până la urmă, care este specialist, care este cât de cât profesionist, iar la fostul președinte a țării te aștept să fii profesionist. Da? Deci un cetățean simplu neavizat poate să speculeze la acest capitol, dar o persoană care toată viața a petrecut în administrație și cunoaște foarte, foarte multe aspecte tehnice, nu ar trebui să inițieze acest gen de discuții. Deci discuția nu trebuie să fie prin comparație cât costă resursele energetice în Republica Moldova și în alte regiuni. Discuția trebuie să fie în partea ce ține de care este potențialul nostru, deci care este prețul optim, pentru condițiile noastre din Republica Moldova și în ce măsură prețul real este apropiat față de prețul optim. Atât. Asta e unica discuție, fiindcă faptul că în anumită zonă este prețul mai mare sau mai mic, aici sunt foarte mulți factori. Sunt și politici, sunt și subvenții, este și capacitatea de cumpărare și mai departe. Deci discuția aceasta poate fi continuată foarte mult și este foarte speculativ. Da, eu ca politolog aș spune că prețul a crescut din considerente politice, nu din considerente economice la noi. Noi puteam să rămânem în continuare o țară cu prețuri foarte mici la energia electrică. Eu sunt de acord. Noi eram locul 2 la prețuri mici după Ucraina. În Ucraina erau cele mai ieftine și noi eram pe locul 2.
Este un ecoc dumneavoastră în condițiile în care noi avea să dezvoltăm cumva și menținem un anumit dialog cu Federația Rusă. Dar dumneavoastră vedeți că de mult au generat lucrurile la acest capitol și noi această luptă, dacă vreți, sau această direcție de acțiune am început-o mult mai devreme. Noi, de exemplu, am semnat acordul de asociere și atunci, chiar în anul 2014, Federația Rusă foarte clar ne-a spus: dacă semnați acest acord, o să aveți probleme cu accesul pe piețele Federației Rusă. Noi ne-am asumat acest joc. Deci noi am mers cumva unilateral și ne-am pus... Deci, dacă asta s-a făcut foarte conștient. Atunci a spus domnul Gârbu că, de fapt, noi nu considerăm corect să fim sancționați, că asta nu este geopolitic, că Rusia nu trebuie să supere. Deci noi n-am spus că noi ne asumăm faptul că va trebui să cumpărăm energie electrică mai scump decât alte state. Eu nu știu în ce măsură autoritățile naționale își dau seama de ce fac. Deci noi ne asumăm anumite acțiuni care poate sunt deci șoptite cumva de altcineva. Deci nu știu dacă anumite aceste acțiuni sunt gândite aici pe interiorul Republicii Moldova și nu știu dacă noi ne-am fi comportat de această manieră în cazul în care ne-am fi într-un vid politic, zicem așa, deci să avem o anumită elită politică care să gândească pe cont propriu, să iasă din acele realități pe care noi avem în Republica Moldova. E un joc în care noi nu putem să influențăm nicicum aceste aspecte. Deci cum ar fi să încercăm să ne luptăm cu clima de afară, să zicem că este iarnă, noi vrem să fie acum vară. Noi oricum nimic nu o să schimbăm în această privință. Nu suntem noi cei care putem să facem ceva în acest. Da, aici sunt de acord că foarte multă lume reproșează actuale guvernări, anume asta că cumva depinde, am fost dependenți de unii, acum devenim prea dependenți de alții, ceea ce nu este bine. Nu reușim să menținem o linie de echilibru. Acum, totuși, să insistăm pe această temă a lipsei de echilibru și pe tema finanțărilor externe. Ați spus-o la începutul emisiunii, aici sunt în totalitate de acord, de altfel, dar este un verdict dat de economiști că nu mai suntem capabili să ne susținem singuri și ceea ce ne poate solva sunt ajutoarele externe, în special ajutoarele occidentale, pentru că ei aparent și-au asumat această sarcină să ne salveze. Din punctul dumneavoastră sunteți pesimist, ați spus asta tot la începutul emisiunii, dar totuși, vedeți o posibilitate ca aceste ajutoare occidentale să ne permită să ieșim din iarnă, să ne descurcăm în această perioadă vitregă și vedeți semnale care vin în această direcție. Eu vreau să vă spun că toată lumea pro-occidentală, pro-rusă, dar ar fi bucuroasă totuși ca situația să fie rezolvată. Da, cred că există premise să credem că situația poate fi rezolvată și noi o să avem mereu un suport. Acest suport nu va fi la limita sau la nivelul așteptărilor noastre, dar totuși nu vom fi lăsați să ne prăbușim. Lucrul acesta se vede foarte clar, sunt aproape zilnic semnale în acest sens venit din partea... Da, vă uitați și la sume, că semnalele, da, vin, dar sumele sunt suficiente? Dar sumele sunt speculative, la fel. Deci contează intenția. Sumele care sunt declarate, deci Occidentul gândește de cumva diferit față de modul în care poate ne-am fi așteptat noi să gândească ei. Deci nu este obligat nimeni din Occidentul, Uniunea Europeană să ne mențină pe noi, pe linia de plutire. Sunt anumite organizații internaționale la care nu suntem membri, de exemplu Fondul Monetar Internațional, și acolo este decât o anumită logică, există o anumită formulă și noi putem să mizăm la un anumit suport, anume folosind această formulă. Domnul, dar în plan politic, formulele nu sunt. Ei nu au o obligațiune în mod direct, dar eu aș spune că au o obligațiune morală, totuși Chișinăul în aceste condiții, și ați menționat, a trecut cu tot cu bagaje de partea Occidentului, deci s-a asumat politic un anumit comportament și în aceste condiții cumva există o datorie morală a Occidentului să ne ajute. În economie de piață există cost și beneficii. Nu există, deci, moralitate cumva când vorbim și de... Și politică, nu-i, dar... Vorbim de lucruri atât de complicate și vorbim de sume atât de mari și tot așa, contează până la urmă care este sume? Costul. Cât ar fi bine să dea Occidentul ca să fim siguri că ne descurcăm? Occidentul nu trebuie să ne ofere nouă bani să ne descurcăm, Occidentul nu trebuie să ne ofere un anumit nivel de confort. Am menționat o cifră, doar pentru gaze naturale, costurile suplimentare sunt de ordine la 25 de miliarde de lei, doar la gaze naturale. Asta sunt 2 miliarde și un pic de dolari. 1 miliard de dolari. Un miliard de dolari. Deci sumele sunt foarte mari. Sumele sunt atât de mari încât nu se merită să le discuți. Și în plus lucrurile se schimbă atât de rapid încât... Deci un miliard de dolari nu va fi acolo. Nu știm. Deci ceea ce este aproape sigur garantat este că Occidentul nostru ne lasă pe noi pe cont propriu, decât doar dacă lucrurile evoluează de o manieră extrem de nefericită pentru ei, astfel încât ei să piardă capacitate sau astfel încât costul legat de
deci debranșarea noastră de la ei, deci efectiv să fie mai mică decât costurile care ar fi ar fi trebuit să le suporte Occidentul pentru ca să ne menține pe noi pe linia de plutire. Trebuie să înțelegem faptul că Occidentul, zicem așa, colectiv are să întrețină nu doar economia și societatea moldovenească, sunt foarte multe state care Ucraina, la fel au speranțe foarte mari, iar Ucraina este prima pe linie, deci poate nu suntem noi cei mai într-o situație cea mai proastă, cel mai rău o duc ucrainienii. La noi situația într-adevăr este în totalitate deplorabilă și acolo chiar și dacă li se oferă sume de bani suficienți, acest lucru încă nu garantează că banii respectiv soluționează problema. Deci este cel mai dificil anume pentru Ucraina. Nu suntem noi primii pe linie în coada de așteptare. Da, am văzut că Uniunea Europeană trebuia să acorde Ucraina în acest an 18 miliarde de euro, dar au fost blocate 3 miliarde de către Ungaria și sumele vor fi mai mici. Reprezentantul Cehiei spunea că mie mi-este rușine să mă uit în ochii ucrainenilor din cauza că sumele. În aceste condiții, Moldova ar putea să obțină mai puțin decât speră. Da? Eu cred că totuși toate aceste discuții sunt la fel destul de speculative. Politicienii trebuie să vorbească și politicienii în permanență, bine, își joacă rolul pe care îl au, deci au anumite intenții și aceste intenții duc până la capăt. Eu nu cred că anumite aspecte birocratice sunt acele care creează impedimentul. Uniunea Europeană, într-un final, poate să decide să depășească, să găsească un alt instrument. Cred că cel mai mult deci politicienii din această regiune, din Uniunea Europeană, se gândesc la gradul de suferință sau la modul în care ei pierd controlul asupra situației. Da? În cazul în care controlul de situație, asupra situației nu se pierde, nu este necesar să evite aceste 3 miliarde, fiindcă lista acestor multe miliarde este foarte mare. Deci volumul mijloacelor care trebuie să fie alocate în această regiune pentru a depăși criza respectivă sunt foarte mari. Și în cazul în care nu există o necesitate stringentă, aceste mijloace financiare sunt acoperite din altă sursă. Mai sunt și Statele Unite ale Americii, care au și mai multe libertate. Deci pentru a acționa, atunci Uniunea Europeană uneori vine și ne poate declara formal faptul că uitați din motive birocratice cumva subiective, noi nu reușim să facem acest lucru. Dar înainte de a veni cu acest mesaj, politicienii din Europeană evaluează situația din statul respectiv, a Ucrainei sau a Republicii Moldova. Deci noi nu putem să sperăm aici în Republica Moldova că o să primim ceva, anumite volume, nimeni nu garantează nimic. Dar faptul că nu vom fi lăsați să cădem sub o anumită linie roșie este aproape sigur. Da, domnul Gârbu, dar totuși aș insista asupra acestui subiect. Noi spuneam că avem nevoie de 5 miliarde și 5-6 miliarde de lei pentru a trece de această iarnă. Banii nu avem un miliard, să zicem, grosso modo, am impresia că mai anul puțin. Anul acesta. Anul acesta, da, până la sfârșitul anului, dar mai sunt încă vreo 1, 2, 3, 3 sau 4 luni, 3 luni, cred că. Ați urmărit aceste oferte ale occidentalilor? Ne apropiem cu ajutorul lor și al bunului Dumnezeu de suma de 4 miliarde, cel puțin, de lei din ceea ce sunt dispuși ei să ofere? De principiu, da, în anul curent, deja testăm faptul că volumul mijloacelor financiare care sunt oferite de comunitatea internațională, ca pondere din bugetul public nostru național, este unul destul de mare. Da? Dacă se raportăm acele granturi și credite care ne vin din exterior, dacă le raportăm aceste mijloace financiare la partea de cheltuie, zicem, a bugetului public național, aproape a cincea parte, 17%, pe primele 9 luni ale anului. Deci atunci când încă Moldova n-a intrat, nu, bine, noi și acum încă nu suntem, abia pășim pe perioada dificilă, deci abia pășim pe sol care este mișcător, deci atunci când există riscuri foarte mari. Dar deja pe primele 9 luni ale anului, Moldova a beneficiat de o sumă destul de impunătoare, care sunt mult mai mari. În anul trecut, pentru perioada, aceeași perioadă anului trecut, sumele deci, oferite de donatori au fost de ordine de 3%. Noi acum avem 17% din total cheltuielile bugetului public național. Și da și nu, e foarte mult, dar întrebarea este care sunt necesitățile. Deci atunci când Moldova se va confrunta cu situații foarte obiective de anumite dezechilibri social-politice și care nu vor putea fi controlate de autorități, îmi dăm seama că partenerii noștri occidentali o să intervină poate și cu sume mai mari. Asta e cel mai simplu lucru care îl pot face în realitate partenerii externi, să ne ofere bani. Deci nu se oferă bani ușor și nu se oferă bani gratuit. Este o negociere foarte dură, dar problema nu este în bani. Problema este anume în capacitatea de a schimba lucrurile și în capacitatea de a menține o anumită influență în regiune.
Da. Bun. Noi suntem acum de acord să acceptăm orice, doar să vină acești bani pentru a rezolva problema imediată. Bun. Vedem că va fi vizita președintelui Parlamentului European în această săptămână, va fi vizita președintelui Comisiei Europene săptămâna viitoare. Să sperăm că despre asta e vorba, despre ajutoare care, mai mult sau mai puțin dezinteresat, vor fi acolo. Când spun dezinteresat, e vorba de granturi mai curând decât credite. Da, bun, noi vorbim de ajutorul extern, asta este logic, deci este colacul de salvare al economiei noastre și al politicii noastre, dar guvernanții ne spun foarte mult despre economisire, că prin economisire vom reuși să rezolvăm foarte multe probleme și de fapt ne arată că în luna noiembrie noi am economisit mai mult decât în alți ani și asta este bine. Bun, până la urmă, populația este cam ironică la acest capitol. Dumneavoastră, ce sfat ați putea să dați? E adevărat că economisirea, noi avem capacitate de a economisi. Pentru că și aici e o discuție. Ce țară poate face economii și ce țară nu poate? Bine, avem capacitate să economisim. Noi putem să suportăm anumite temperaturi medii în pe pielea noastră. În care, deci în casele, locuințele în care stăm, o temperatură mai mică. Asta este. Noi avem capacitate să economisim, noi avem capacitate să oprim toate aceste dispozitive care consumă curent electric și tot așa. Deci noi putem să ne depăsăm mai mult pe jos și să cumpărăm combustibil. Noi încă consumăm destul de mult. Dar ponderea e mare? Deci putem mult economisi? Bine, din bugetul gospodăriilor casnice avem vreo 15% care sunt alocate numai pentru întreținerea locuinței. Deci aici este spațiu în totalitate a cheltuielilor noastre. Dar economia ar și poate fi văzută diferit. Noi putem să refuzăm anumite cheltuieli și să acoperim cheltuielile primordiale și tot așa. În același timp, noi trebuie să luăm considerație faptul că pentru cea mai săracă cuintilă, doar pentru alimente, deci pentru produse alimentare, se consumă cam 60% din bugetul lor. Deci depinde cine și ce economisește. Aici contează foarte mult politica autorităților și cât de rapide și flexibile vor fi autoritățile. Regretabil, autoritățile până acum n-au dat dovadă de foarte multe capacitate de a gestiona lucrurile în Republica Moldova, deci capacitate de adaptare și direcționare rapidă. Capacitatea administrativă în Republica Moldova se află sub orice critică, în special în această perioadă atât de dificilă. Da. Mai am câteva întrebări care țin de subiecte așa mai concrete, subiecte țintite. În primul rând, mă interesează, am abordat și la alte emisiuni tema duty-free-ului, regimului duty-free. Recent Parlamentul a votat legea prin care magazinele duty-free au fost lichidate. Este clar că nu este o lege istorică sau ea nu va afecta foarte mult viața oamenilor. Este clar că a fost luat condiții de un interes politic, s-a dorit acest lucru, dar ceea ce am remarcat este că au fost organizații neguvernamentale, chiar experți economici, care au spus că e vorba de o motivație politică și că din punct de vedere economic sens nu este, chiar mai mult decât atât, asta poate afecta competitivitatea aeroportului nostru Chișinău. Ați putea să comentați un pic acest subiect? Cam, pe mine mai curând mă interesează, eu înțeleg, considerente politice, dar de ce totuși guvernarea acționează atât de neeconomic, să zic eu, în condițiile în care parcă sunt de la Harvard. Acesta e un exemplu a incapacității autorităților să gestioneze lucrurile în Republica Moldova, să controleze modul care evoluează lucrurile în Republica Moldova. Și autoritățile procedează cam de următoarea manieră. Închipuiți o situație în care dumneavoastră aveți o hematomă la deget, autoritățile spune că amputează degetul ca să nu se complice cu tratamentul acestei hematome. Deci autoritățile nu au capacitatea să se controleze. Noi înțelegem care a fost pretextul. Autoritățile încearcă cumva să elimine sursele de finanțare a unor forțe politice. Da, concurenți politici. Asta e clar, dar bun, măcar să ambalezi frumos această temă, pentru că, bun, reacțiile au fost negative inclusiv din partea partenerilor guvernării. Adevărat. Deci, logic, în acest comportament nu există. Duty free, îl vedem în toate statele dezvoltate și nu este nicio problemă. Aici, mai mult ca atât, autoritățile, procedând de această manieră, pun o presiune mai mare pe cadrul nostru, pe instituțiile noastre, deci pe capacitatea administrativă anumitor instituții. Noi trebuie să înțelegem faptul că duty free este și are anumită rațiune economică. Atunci când o persoană cumpără anumite
bunuri și le exportă din locul în care, deci din statul din care le-a cumpărat, că persoana respectivă, în baza unor documente, are dreptul să recupereze taxe adăugate, are dreptul să recupereze anumite impozite. Acum, dacă nu există duty free, asta înseamnă că cetățenii respectivi nu vor recupera aceste impozite, doar că vor face acest lucru mai complicat și vor pune o presiune mai mare pe autoritățile noastre naționale, care și așa sunt vai de capul lor. Deci noi nu avem capacitate administrativă. No. Fiscul va trebui să lucreze un pic mai mult, VAMA va trebui să lucreze un pic mai mult, vor fi mai multe presiuni birocratice pe autoritățile noastre care nu se descurcă foarte bine. Deci legea în sine este discutabilă. Autoritățile, dacă doreau să penalizeze, deci cumva să limiteze, deci să stopeze accesul anumitor forțe politice la resurse financiare, trebuie să procedeze de o manieră mult mai rafinată, dar nu trebuie să ruinezi o afacere sau un domeniu economic doar pentru faptul că nu poți să faci nimic, să procedezi de o anumită manieră un pic mai rafinată. Da, bun, aici cumva noi spunem în teme duty free-ului, eu am abordat și în alte emisiuni, Parlamentul a luat decizie, este o decizie finală, deja am consemnat, am luat notă de această decizie a Parlamentului și mergem mai departe. Un alt subiect care la fel aș vrea să vă întreb, pentru că e o curiozitate personală. În rândul economiștilor e o discuție cu privire la rata de bază a dobânzii, care este foarte înaltă după această criză, depășește 20%. Deci guvernanții consideră că prin ridicarea ratei acestei de bază a dobânzii se stopează inflația. Noi vedem contrariul, este cumva contraintuitiv, pentru că vedem că crește de fapt rata inflației. Alți economiști spun că medicamentul este dat de un doctor prost, că altfel lupți cu inflația, pentru că originile inflației sunt aceste resurse, creșterea prețului la resurse energetice, ori nu rata de bază a dobânzii influențează asta. Dumneavoastră, pe ce poziție vă aflați? Vedeți, nu contează. Al doilea argument tot nu este bun. Eu nu accept nici primul argument, nici al doilea, fiindcă, bine, primul argument este că este cumva lipsit de sens să te lupți cu un fenomen inflaționist atât de timp cât ridicile acestui fenomen din exterior. Și noi, de fapt, ne complicăm viața noastră. Aici vorbim despre inacțiunea autorităților. Autoritățile, în loc să investească în dezvoltare economică și în crearea locurilor de muncă, autoritățile ruinează tot ce pot în această țară doar ca să încerci să controlezi un fenomen pe care ei, de fapt, nu poți să-l controlezi. Și atunci, efectiv, resursele autorităților cumva sunt erosite inutil. În același timp, poți să aduci anumite argumente în poziția și în această abordare a autorităților. Logica este că chiar dacă inflația este determinată de creșterea prețurilor la resurse energetice, oricum, prin majorarea ratei de bază, crește costul banilor, anumiți cetățeni vor trebui să plătească, să scoată mai mulți bani de buzunar pentru creditele pe care le-au tras în perioada anterioară. Deci, prin rata de bază, statul, de fapt, se vâră în buzunar cetățeanilor și scoate o anumită sumă de bani. Cetățeanul respectiv o să pune și el mâna în buzunar și o scoate și o să vadă că are bani mai puțini. Resurse energetice, vrea, nu vrea, trebuie să le achite, dar pentru consumul curent va trebui cumva să se limiteze. Și prin aceasta, dacă scade consumul, rata inflației la fel va scădea. Chiar și dacă rata inflației este una obiectivă și determinată din exterior, dar anume forțând scăderea consumului, deci forțând scăderea standardelor de viață cetățenilor moldoveni, autoritățile într-un final totuși obțin anumite rezultate. Și creștere economică, scade creșterea. Dar aceia două dimensiuni. Eu aici văd cea mai mare discuție. Deci, pentru noi ce este mai grav? Inflația sau scăderea economică? Eu cred că stagnarea sau recesiunea este mult mai gravă decât rata inflației. Inflația, atâta timp cât sunt locuri de muncă, atâta timp cât crește salariul, este un disconfort matematic. Da? Te obișnuiți să plătești 6 lei pentru o pâine, de cum încolo să plătești 10 lei pe pâine. Nu contează. Dacă ai bani în buzunar, fie prestații sociale, fie salarii, tu, e un disconfort, dar acest lucru îl suporți, peste acest lucru treci. Dar faptul că avem costul unei franzele de la 6 lei scade la 8 lei, deci nu ajunge la 10 lei, zicem, da? Deci inflația este cumva moderată. Sau dar tichetul meu, de troleibuz de la 2 la 6. Da, dar salariul meu a scăzut, deci eu până acum îmi permiteam un anumit volum să consum, da? Dar de cum încolo eu deja trebuie să mă limitez în consum, atunci impactul este mult mai grav. Da, chiar și dacă nu avem inflație, chiar dacă avem deflație, nu contează. Contează capacitatea cetățeanului să mențină un anumit standard de viață. Acționând împotriva inflației și producând un impact atât de devastator asupra economiei, autoritățile și sapă propria groapă. Deci aici e un lipsă totală, dacă vreți, de viziune economică, lipsă totală de inițiativă care dă dovadă autoritățile. Noi n-am auzit nimic din partea guvernului. De fapt, la început, când era inflație mare, guvernul arunca foarte mult noroi, dacă vreți, da? Deci punea presiunea pe Banca Națională și eu cred că această politică monetară agresivă a Băncii Naționale, în primul rând, este motivată prin presiunea politică exercitată
din partea executivului. Dar de atunci guvernul nu mai face nimic, nu mai zice nimic. Deci guvernul este cumva lipsă. Deci guvernul nu a venit cu resurse financiare pentru a ajuta mediul de afaceri, n-a făcut nimic. A mai oferit agricultorilor, dar aceste ajutoare mai mult au venit să compenseze pierderile urmare anului secetos, decât cumva să compenseze în general această presiune economică. Grupurile economice sunt mai curând, sau oamenii de afaceri sunt mai, din câte înțeleg, sunt mai curând sacrificate în fond. Acum guvernarea vrea să salveze grosul cetățenilor, care sunt cetățenii care trebuie... Dar cetățenii ce să facă? Fiindcă, de fapt, salariile joacă un rost, deci au o pondere foarte mare, cea mai mare, în veniturile gospodărilor casnice, nu? Și atunci, dacă salarii nu vor fi autoritățile, ce o să facă? Prestații sociale o să plătească. Dar de unde se ia prestații sociale? Să așteaptă să aceste salarii să fie achitate cumva gratuite, adică... de parteneri externi. Autoritățile riscă foarte mult jucând. Am intervenit de această manieră asupra mediului de afaceri. Și aici pot să vă aduc o cifră. Pe primele 7-8 luni, pierderile doar aferente doar de exportatorii noștri și aferente nu acestor politici monetare agresive, dar fiindcă Banca Națională acționează pe două maniere. Pe o palieră este ține de rata de bază, altă palieră ține de leul puternic. Da? Noi avem rata inflației de 30% și leul este destul de puternic. Asta este artificial, da? Este artificial puternic, dar doar leul puternic a produs pierderi de ordinul 7-8 miliarde de lei în primele câteva luni. Pierderi pentru cine? Pentru exportatori. Deci exportatorii sunt obligați să vândă. Dar cine la câștigă? Întotdeauna când cineva pierde, cineva câștigă. Statul câștigă, fiindcă statul în această manieră își atinge anumite obiective, deci nu putea să cu inflație. Domnul Gârbu, a rămas foarte puțin, am vrut să mă întreb. Se vorbește, politicienii vorbesc despre nesupunere civică la plata facturilor, dar eu mă gândesc, ascultându-vă pe dumneavoastră, că nu este nevoie neapărat să mergi pe calea politică. Deci la un moment dat ne putem trezi că facturile nu vor fi achitate de către cetățeni, nu pentru că ei luptă politic împotriva guvernanților, deci pur și simplu pentru că nu vor fi un număr mare de cetățeni nu vor putea achita facturile că nu vor avea bani. Exact. Putem să ajungem la putem să ajungem la această situație și în plus autoritățile au și aprobat o lege care permite neachitarea facturilor. Fie dacă facturile nu sunt achitate, pe perioada, cât mai mici. Pe perioada rece anului, cetățeanul care nu achită facturile nu va fi deconectat. De la anumite resurse energetice. Și atunci cetățenii cumva, deci pot să speculeze acest lucru, dar iarăși în joc foarte periculos. Da, vor acumula datorii și poate doar în perioada, deci atunci când iese din perioada rece anului, deci în lunile calde ale anului, o să se plătească atunci, eventual, aceste atunci facturi. Nesupunerea civică se va produce în mod automat. Oamenii nu vor achita facturile, cu atât mai mult cu cât statul le permite acest lucru. Noi nu suntem dușmani noștri și politicienii, până la urmă, sunt ai noștri. În cazul în care cetățeanul îi percepe ca actuală elită politică, ca reprezentându-le interesele, cetățeanul trebuie să ajute elita politică și trebuie să acționeze proactiv. Deci nu vină cu un comportament egoist, să zic că nu-mi pasă unii mergi. Una este când ai bani și nu achizi factura și altceva este, cu totul altceva este când nu ai bani ca să achizi. Domnul Gârbu, a rămas câteva minute. Aș vrea să... O ultima întrebare este mai curând filosofico-economică. Politicienii vorbesc mult despre așa numit preț al libertății pe care noi trebuie să-l plătim pentru a deveni un stat independent. Tot folosesc terminologie economică. Dumneavoastră, cum vedeți acest... Prețul libertății înseamnă să înghețăm într-un fel și să stăm în întuneric. În acest, cum zic economiști, trade-off, o alegere între două extreme. Dumneavoastră, ca economist, unde vă situați? Eu cred că ce se întâmplă în Ucraina și războiul care s-a început între Ucraina și Federația Rusă, deci această invazie a Federației Rusă în statul vecin, totuși este cumva un eșec a elitei politice. Deci deja aici lucrurile au degenerat foarte mult și faptul că se duce un război în statul vecin este cea mai mare pierdere. Și eu cred că această situație este deja anumite forțe politice încearcă să speculeze acest lucru sau totuși vorbește despre eșecurile masive pe care le-au admis politicienii. Noi nu trebuie să facem acest joc. Deci faptul că se duc aceste ostilități nu este în favoarea nimănui, nici a Federației Rusă, nici a Uniunii Europene. Și noi ar trebui să fim, cumva, să avem o poziție totuși neutră, suntem un stat neutru și să nu... Aici,
să nu vinem în acest gen de discuții. Noi nu avem ce câștiga în realitate. Acesta nu e costul libertății. E un cost pe care îl suportăm datorită anumite circumstanțe pe plan internațional. Și noi, urmarea acestor costuri, încă nu înseamnă că o să obținem beneficii. Da? Noi putem să suportăm aceste costuri. Dar jocul respectiv totuși este unul foarte dificil și cred că interesul nostru primordial este acest război să se termine așa cum este. Deci cât mai repede posibil și ulterior toate problemele apărute să fie cumva soluționate în plan diplomatic sau economic, dar nu prin acțiuni militare. Da, eu vreau să vă mulțumesc pentru participarea în emisiunea noastră și vreau să vă spun că sunt în totalitate de acord cu această idee că economia nu trebuie să fie amanetată intereselor politice. Problema principală este că de multe ori politicul cumva începe să fie mai important, mai greu decât economia și în aceste condiții trebuie să recunosc, deși sunt politolog, să iau decizii greșite. Să sperăm că politicienii noștri vor pune din nou principiile economice în capul mesii și situația în Republica Moldova se va îmbunătăți. Aici mi au rămas bun de la telespectatori. Vă urez o seară plăcută alături de cei dragi.